de binele de care ne vorbim la școală. Doctor, nu mă lasă să mor dacă n-am asigurare medicală. În țara mea mă tem să ajung pe mâna poliției. În țara mea mă tem să ajung pe mâna justiției. Voi nu vedeți în cutune, mergem. Voi nu vedeți în cutune, ducem. Voi nu vedeți că ori în țara mea dracă. Voi nu vedeți că deja ne dat. Voi nu vedeți. Domnul Greco, dați-mi voie să vă opresc, să vă deranjez, referitor la spectacol nou, Made in Moldova. Made in Moldova, da. Da, vă duteți-vă, da? Cât de actual este tema și spectacol? În primul rând, cred că ar fi cazul să întrebăm spectatorii la paragraful actualitate. Sigur că este unul din spectacole poate cele mai actuale în Republica Moldova. Asta au accentuat-o și cei care au privit, și specialiștii în teatru, și personalități publice care au fost la acest spectacol. Cineva zicea că acest spectacol ar trebui să jucăm zi de zi până la alegeri. Cred că este corect opțiunea aceasta, din considerentul, fiindcă este un spectacol despre noi, despre această boală, această gangrenă cu care se confruntă societatea noastră, și dacă punând umărul și noi la lecuirea societății cu acest spectacol, mă face să mă bucur. În rest, eu mă bucur că s-a produs încă un spectacol foarte bun la Satiricus. Ați văzut reacția spectatorului, sălile joacă arhipline. Este un spectacol care va aduce bani la Satiricus, este un spectacol care place spectatorului și este un spectacol profesionist. Eu vreau să-mi felicit trupa, care sunt fantastici, toți fantastici absolut, au un joc deosebit. Actorii au realizat niște roluri care, cred eu, sunt de zile mari. Cu această ocazie, cred eu că pot să mă felicit și eu pe mine, precum și teatrul meu. Felicităm și noi, vă mulțumim mult! Mergem mult! Doamne, Doamne, și domnilor, ce procese tare! Lucidarea, justificare! Cea care va gândi mai mare. Eu când am capul și nu vreau la răcoare. Dau 1000 de euro, scoteți-mă afară. M-au să stai cu cel în pușcărie. Pentru treaba asta dau eu 1000. Pentru treaba asta dau eu 1000. Așadar, licitația a început. Cine dă mai mult? Când îmi trebuie transport, ești la dispoziția mea. Eu, în schimb, te scutesc de plată pentru sesiuni până la absolvirea. Wow! Super! 5.000 de euro! Până la absolvire. Până la absolvire. S-a făcut. Super! Uite, cineva! Domnule doctor! Ia ce se mai rușinează de parcă Vlad nu ne-a mai văzut. Vă rog, tătico. Da, da. Și șeful ți-a spus că o să ia măsuri, da? Și o să vezi că o să ia, da.
intuiție la oameni. Eu, cum te-am văzut prima dată, mi-am zis, cu băiatul ăsta se poate de făcut treabă bună, mă. Când așteptam eu telefonul ăsta, bă, tu nu-ți imaginezi. Eu eram mândru, domnul ministru, nici nu m-a salutat. Și gata, bă, i-a trecut mândria. Știi ce ne-a cerut absolvenților de anul ăsta? Ce? Pentru liceu, 500 de lei ca să facă gard de metal în jurul liceului. Îți închipui gard de metal în jurul liceului? Împenie. Iar cu coana dirigenței, doamna Gâscă, trec nici mai mult, nici mai puțin un frigider. Nu-i dai frigiderul, pide zanenul. Thank you.